Facebook și Google nu elimină toate reclamele care sunt de fapt înșelătorii. Bănuielile tale sunt, în, uh, sunt, confirmate de un studiu făcut în Marea Britanie de un grup care aparține Asociației Consumatorilor. Colegul meu, Bogdan Florea, a venit alături de mine în studio să comentăm rezultatul, mai să-mi spună mai multe de fapt el. De asta tot raportez eu anumite anunțuri și tot apar pe, pe Facebook, pe timeline, Bogdan. Exact, trebuie să mai insiști, poate o să ai noroc dacă raportezi de două sau trei ori cel puțin. Oricum, studiul arată că Google a ignorat 34% din reclamele raportate, iar Facebook a ignorat puțin peste un sfert. Acum urmează partea mai interesantă. 15% dintre cei intervievați au căzut victima acelor reclame. Dintre ei, 27% au fost înșelați pe Facebook și 19% pe Google. Cu siguranță numărul celor păcăliți este mai mare. Cred că nu toți au declarat că au fost înșelați. De asta putem fi siguri. Și ce facem în cazul acesta cu aceste reclame înșelătoare? Păi, în aceste condiții, grupul britanic Witch, care a făcut un studiu pe un eșalon de 2000 de persoane, ne îndeamnă să nu fim creduli în primul rând și, desigur, a transmis raportul giganților Facebook și Google împreună cu recomandarea de a fi mai vigilenți și de a simplifica modul de raportare a reclamelor ce par înșelătoare.